Dragii noștri prieteni, suntem la o nouă ocazie de studiu biblic și vă spun tuturor bun venit! Atunci când ne aflăm într-o încercare grea și omenește nu mai vedem nicio șansă de a ieși din ea, să nu ne pierdem speranța. Aceasta este ocazia lui Dumnezeu de a ne dovedi că acolo unde noi nu vedem niciun drum de ieșire, El are 1000 de căi despre care noi nu știm nimic. Uneori, conștientizarea adevărului că Domnul aude și salvează este singura noastră speranță de care ne prindem ca să nu cădem în disperare. Sau, în anumite situații critice, când suntem gata să comitem o imprudență, acest Domnul aude și salvează este brațul care ne dezarmează și ne oprește de a ne răzbuna singuri, pentru că răzbunarea este a Domnului. Un lucru trebuie să înțelegem cu această ocazie, că Dumnezeu nu ne-a promis niciodată că nu vom avea necazuri cât vom fi pe acest pământ, ci că El va fi cu noi indiferent prin ce necazuri vom trece. Este un studiu deosebit de important, de aceea vă invit ca să rămâneți alături de noi. Bagdiel Costea și Adrian Vasile vă spun și de data aceasta un călduros bun venit în platou. Mulțumim. Psalmul 34 cu 17 este unul dintre cele mai încurajatoare texte ale Sfintei Scripturi. Și vă rog să vă concentrați atenția asupra lui. Când strigă cel fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Îmi place textul acesta și dacă l-am înțelege, dacă am fi superficial și l-am înțelege așa, probabil că am fi duși în eroare. Întrebarea care frământă pe mulți, cei care sunt familiarizați chiar cu Sfânta Scriptură, este aceasta. Cum se face că cei neprihăniți au necazuri și nu sunt scăpați imediat din toate necazurile lor și ei sunt bolnavi și ei mor ca ceilalți oameni, au și ei boli incurabile, așa cum știm foarte bine? Pentru că nu găsesc un răspuns satisfăcător la această întrebare, mulți sunt tentați ca să aducă o ofensă la adresa lui Dumnezeu, spunând că Dumnezeu nu este drept. Pentru că, dimpotrivă, îngăduie ca celor buni să le meargă rău și celor răi să le meargă bine, și aspectul acesta îl vom discuta puțin mai târziu. Oamenii ajung ca să nu mai creadă ce spune Scriptura. Când strigă cel neprihănit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lor. Și iată că sunt și ei necazuri, sunt în strâmtorare. Gândiți-vă la Iov. Chiar Dumnezeu a spus despre el că este un om neprihănit. Și cu toate acestea, necazurile lui Iov au fost atât de mari încât nu știu dacă o altă ființă omenească a mai îndurat așa. Întrebare. Cum să înțelegem această făgăduință biblică și să credem în împlinirea ei în contextul păcatului în care trăim? Că modul cum răspunde Dumnezeu la cererile copiilor săi nu este totdeauna potrivit cu dorințele lor. Sunt două aspecte pe care trebuie să le ating. Faptul că, după cum am învățat în studiul precedent, Dumnezeu este suveran. Nimic exact. Din ceea ce se întâmplă nu se întâmplă la voia întâmplării. Câteodată Dumnezeu este bun cu noi și ne arată mai devreme sau mai târziu de ce anumite întâmplări au fost îngăduite în viețile noastre. Câteodată primim răspunsul pe care l-a primit chiar și Iov. Unde ai fost tu la crearea cerurilor? Ai dat tu Leviatanului putere să facă... sau... Câteodată Dumnezeu este dur cu noi. Dar vreau să avem un lucru clar în mințile noastre. Fiecare rugăciune noastră care este înălțată sincer către Dumnezeu primește un răspuns. Da, nu, mai târziu. Pe de altă parte, trebuie să luăm în calcul faptul că, după cum spune și în Biblie, așa cum sunt de depărtate cerurile de pământ, așa de mare este distanța dintre gândurile mele, planurile mele și planurile voastre. Ce am notat aici, ce mă gândeam zilele trecute, câteodată fără să vrem încercăm să-L justificăm pe Dumnezeu, poate celorlalți, și putem să ajungem pe căi și la concluzii care nu sunt de la El. Câteodată trebuie să ne dăm seama de limitarea noastră și să acceptăm lucrurile așa cum vin. Poate că prea multe întrebări de ce nu sunt constructive. Oricum nu înțelegem. Oricum nu înțelegem, pentru că chiar dacă ne-ar arăta, n-am putea pricepe cu mintea noastră limitată
toate desișurile și dedesubturile deciziei pe care el a luat-o. Așa cum un copil are încredere în tatăl lui sau în mama lui atunci când îl trece sau îl duce într-un loc sau trece printr-o situație și cu toate că explică pe înțelesul lui, el poate să înțeleagă doar o mică parte din ceea ce se întâmplă și noi ar trebui să ne cultivăm încrederea față de el, pentru că ne-a arătat de atâtea ori că prin oricine a trecut a fost spre binele nostru, să avem încredere că și treaba asta ne va duce tot către ceva bine. Așa este. Cum ne simțim când știm că Dumnezeu cunoaște absolut totul despre noi? Ne simțim în siguranță și avem pace în inimă sau, dimpotrivă, ne este teamă, nu ne place gândul acesta? Ce face diferența dintre aceste două simțăminte? Odată, deci, mă refer la faptul că ne simțim bine, în siguranță, sau ne este teamă? Diferența o face situația, relația pe care o avem cu Dumnezeu la momentul dat când se pune întrebarea. Dacă ești împăcat cu Dumnezeu, nu îți va fi frică. Exact. Dacă ne uităm la Ilie, când a fost luat la cer, a plecat cu liniște. A plecat cumva în siguranța că a făcut tot ceea ce trebuia și Dumnezeu cumva l-a răsplătit. Ne uităm însă și la Iisus când a fost pe cruce, că sentimentul acesta de nesiguranță, de păcat asupra lui, l-a îngrozit și l-a pus în ipostaza de a se întreba care este viitorul meu, ce să fac cu atât de multe păcate. Asta înseamnă că diferența este starea pe care o avem de păcătoșenie, pe care o percepem la nivel personal. Cât de bine mă simt în conștiința mea. Dacă am făcut tot ceea ce trebuie și știu că am făcut tot ce mi-a spus conștiința să fac, sunt liber și cumva accept ca Dumnezeu să mă judece. Dacă știu în conștiința mea că am făcut lucruri greșite, evident, întâlnirea cu Dumnezeu și judecata mă sperie. Chiar dacă nu suntem în concordanță cu caracterul său. Haideți să luăm exemplul lui Iona. Iona era omul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune: Iona, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și vorbește împotriva ei. Așa că Iona s-a sculat și a plecat la Tars. Tars. Exact. Complet împotriva voinței explicite a lui Dumnezeu de a se duce la Ninive. Dacă ne uităm, din câte am înțeles, Tars era undeva unde este peninsula iberică. Deci a fugit, a încercat să fugă cât mai departe de fața Domnului, cum spun și cuvintele lui. Care a fost atitudinea lui Dumnezeu? Ea avea, din punctul meu de vedere omenesc, trei variante. Fie îl lăsa în pace, în plata Domnului, cum e vorba din popor, sau dădea o furtună de omora și corabia, strica și corabia, și omora și corabierii și pe el, sau putea să facă o judecată personală și terminus cu Iona. Ce face Dumnezeu? Pentru că după aceea, dacă ne ascultăm rugăciunea lui Iona de când a ieșit din burta chitului, este foarte similară cu Psalmul 139. Și spune că chiar și în fundul mării și tot mai găsit și acolo. Dumnezeu i-a dat o judecată, l-a trecut printr-o experiență care să-l facă să se întoarcă și să facă totuși voia lui. Cu toate că n-a făcut-o cu drag, după cum știm după aceea. Dumnezeu nu a renunțat la Iona. Și asta e un alt lucru care mie unul îmi dă speranță. Atunci când chiar fac ceva care este explicit împotriva voii lui Dumnezeu și Dumnezeu nu te mă judecă și mă pedepsește în momentul respectiv pentru ce am făcut, mă trece prin experiența respectivă tocmai ca să-mi dă posibilitatea să mă întorc și să fac voia lui totuși. Da. Mai am încă un tablou pe care să vi-l prezint. În grădina Eden, Adam și cu Eva se întâlneau foarte des cu Dumnezeu și vorbeau către față. Și probabil că nu a fost prima dată când i-a strigat pe Adam și pe Eva. Însă, perspectiva s-a schimbat odată cu apariția păcatului. Același strigăt pe care l-au auzit cu o zi în urmă și cu drag, da, s-a transformat în groază, l-au auzit diferența. Pentru că a apărut păcatul și sentimentul de vinovăție. Și atunci, asta este lucrul pe care îl
îl creează în noi păcatul. Sentimentul de vinovăție care pune un grad și a pus o limită de despărțire între noi și Dumnezeu, și atunci pentru că noi ținem în brațe niște grenade pe care nu vrem să le dăm drumul, pun în pericol cealaltă parte. Și atunci, automat cât nu dăm drumul la grenadele acestea, va fi tot timpul un pericol între prezența lui Dumnezeu sau prezența noastră înainte lui Dumnezeu și viitorul nostru. Așa e, deci atunci când avem pace cu Dumnezeu și în inima noastră este bine, chiar dacă vin încercări asupra noastră, nu suntem descurajați, nu suntem disperați, știm că ne-am făcut partea noastră. De ce îngăduie Dumnezeu? Este problema Lui. Asta este spre binele meu veșnic. Și am mai amintit și în alte emisiuni despre sora mea care a trecut prin cancer și a și murit de asta. Deși noi eram foarte triști și plângeam, spunea, de ce plângeți? Dumnezeu nu creșește. Dacă mă trece pe aici, este că are nevoie de un martor care să-L laude pe Dumnezeu și în încercare, nu doar când este binecuvântare. Și a murit ca un erou cântând cântarea În Domnul îmi găsesc adăpost. Deci aceasta face diferența, așa cum ai spus. Dacă există păcat în viața noastră, natural că se schimbă starea noastră și ne este teamă. Fiecare cred că am trecut pe diferite încercări și ne-am aflat în circunstanțe în care omenește este greu de imaginat ca să fi putut ieși singur de acolo. În momentele cele mai grele am conștientizat că Dumnezeu ne-a dat ajutor și îi mulțumim lui Dumnezeu. Cum ne ajută conștientizarea faptului că noi am primit ajutor de la Dumnezeu ca să fim la rândul nostru empatici cu cei ce trec prin diferite încercări, să simțim împreună cu ei, să înțelegem, să-i ajutăm? Pentru că uneori oamenii au nevoie de un ajutor de la Dumnezeu, dar care vine prin cineva. După cum spuneam și în studiul precedent, cei care îl iubesc pe Dumnezeu și îl văd pe semenilor ca pe fraților, simt o onoare în a-i ajuta pe ceilalți, pentru că în felul acesta urmează exemplul celui care a murit pentru ei. Pe de altă parte, cel puțin de când am venit aici în Austria, noi venind cu sentimentul ăsta de a ajuta, sunt mulți oameni care cu răutate profită de bunătatea celor care încearcă să-L urmeze pe Dumnezeu. Trebuie avut grijă, pentru că se spune foarte clar, cercetați pe orfan și pe văduvă, nu dați-le bani și mergeți mai departe. E important să creăm o relație, să construim o relație între noi și Dumnezeu și între noi și oamenii care au nevoie de ajutor. Și atunci când ei au nevoie de ajutor, spune, dacă tu ai, să nu-i spui să vină a doua zi. Adică dacă tu poți să-L ajuți, nu-L lăsa să rabde. Ajută-L imediat, pentru că și Dumnezeu te ajută pe tine când ai nevoie. Este cumva mult mai personal atunci când te rogi să poți ajuta pe cineva și vine cineva pe care poți să-L ajuți. Pentru că eu de multe ori mă întreb și pentru faptul că am mai auzit discuții între cercetori români în zona în care locuiesc și lucrez. Ei vorbesc în română având sentimentul că nu înțeleg ceilalți oameni, că da, vorbesc germană. Dar este la nivel de batjocură cumva. Îmi dau ăștia bani că sunt fraieri. I-am fraierit pe oamenii ăștia, îmi dau bani cumva. Și sunt de acord cu ce zicea Magdiel, trebuie să cercetezi. Iar atunci când te rogi și cineva vine în calea ta și îți cere ajutorul, ai cumva sentimentul că Dumnezeu a cercetat deja cazul acela și ți l-a trimis, pentru că tu ai cerut. Dar când vin cercetori care spun, dă-mi și mie bani să-mi iau pâine, ca este sintagma clasică, atunci te întrebi, e ceva în planul lui Dumnezeu lucrul ăsta sau nu? Pentru că cu unele fapte caritabile poți să faci și rău. Și atunci, da. Să încurajăm lenevia. Să fii o mână care oferă ajutor, pentru că și tu la nivelul următor ai nevoie de ajutor, poate nu bani, pentru că tu nu ai nevoie de bani, dar sunt și în cadrul bisericii sunt nevoi, pentru că sunt oameni care au nevoie de ajutor, nu neapărat financiar, pentru că Austria este o țară destul de stabilă, bogată, dar poate că au nevoie de susținere, de o încurajare sau de cel puțin un salut, care poate să facă foarte mult în inima unei persoane
și noi nici nu ne dăm seama. Da, trăim într-o societate care, așa, pe total, nu au atât de mult nevoie de ajutor financiar, cât au nevoie de o ureche care să-i asculte, au nevoie de un zâmbet, au nevoie de cineva care să-i înțeleagă și asta presupune timp. Și din timpul acesta nu totdeauna suntem dispuși ca să oferim. Și cred că mesajul acesta, cred că aici vrea să ne conducă, să ne cercetăm și să ne luăm timp și pentru alții. Adică să nu, societatea ne-a învățat să fim un pic egoiști și psihologia modernă ne spune ca să nu fim atât de empatici cu ceilalți ca nu cumva să avem noi de suferit. Și atunci ne face cumva rezistenți la durerea altora pentru ca să nu suferim noi. Dar nu așa stau lucrurile, pentru că Domnul Hristos a plecat și a luat în brațe un copilaș sau s-a plecat către slăbănogul de 38 de ani și așa mai departe. Deci să oferim din timpul nostru și celorlalți. Atunci când noi ca oameni temători de Dumnezeu trecem printr-o situație dificilă în care suntem dependenți doar de intervenția lui Dumnezeu și ne-am rugat, ne-am pus toată încrederea în Dumnezeu, am sperat că El va face o minune, iar la final lucrurile se întâmplă exact altfel decât ne-am dorit. Există riscul ca să ne pierdem încrederea în Dumnezeu pentru o altă circumstanță care s-ar ivi. Faptul că Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile noastre imediat așa cum ne așteptăm noi, este aceasta dovadă că Dumnezeu nu este cu noi sau Dumnezeu n-a vrut să ne asculte? Sau că Dumnezeu nu ascultă rugăciunile noastre pentru că, știu eu, suntem prea păcătoși sau suntem, știu eu, nu suntem după voia Lui? Ce anume va întări credința noastră că Dumnezeu poate că răspunde la rugăciunea noastră într-un mod, într-un alt mod decât ne dorim noi? Și că El are în vedere binele nostru veșnic, poate nu totdeauna ce ne dorim noi, binele acesta pământesc. Mi-aș dori să luăm exemplul lui Lazar, al Mariei și al Martei. Exact. Marta și Maria au trimis după Iisus și a spus, prietenul tău este bolnav. Este bolnav. Și Domnul ce a făcut? Mai stăm aici câteva zile. Domnul le-a zis apoi foarte clar, Lazar doarme. Câteodată Dumnezeu ne dă niște răspunsuri, iar noi nu le înțelegem deloc. Pentru că ucenicii au zis, Doamne, stai puțin să te învățăm un pic despre medicină, poate Tu nu știi, dar dacă un om bolnav doarme, e bine. Uh-huh. Pe când Domnul se referă la faptul că Lazar a murit. Și când ajunge în Betania, și Marta și Maria au același text. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Cu alte cuvinte, Doamne, acum câteva zile puteai să faci ceva, acum Tu, stăpânitorul Universului, din păcate nu mai poți face nimic. Și când Domnul Hristos le spune, Eu sunt viața, crezi Tu lucrul acesta? Răspunsul Marte este, știu, Doamne, că la ziua de apoi o să poți să-L înviezi, dar acum, din păcate, nu. Câteodată, chiar când Dumnezeu vorbește clar și explicit cu noi, parcă avem, după cum spuneam așa, un vâl pe ochi și nu ne lasă să vedem exact care este voia Domnului. Și atunci când vin încercări și Dumnezeu nu răspunde chiar după cum vrem noi, poate că și El poate chiar ne răspunde și ne spune vreau să fac lucrul ăsta, poate noi doar nu înțelegem. Pe de altă parte, mi-aș dori să luăm totuși exemplul Domnului Hristos, care atunci când în grădina Ghetsemani se ruga, spunea, Doamne, cu toate astea nu cum voiesc, îndepărtează paharul acesta de la mine, totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești Tu. Pentru că știm că planul Domnului este cu totul altul. Mie mi-a venit în minte, în timp ce vorbeai, exemplul lui Moise, care a condus poporul până la porțile Canaanului. Merita, după părerea mea, merita ca Moise să intre în Canaan, să vadă așa. Și Domnul, când a cerut lucrul acesta, a spus, destul, nu mai vorbi despre lucrul acesta. Și mă gândeam, oare eu când mă rog și îmi spune Domnul, nu mai vorbi despre lucrul acesta, care este imaginea mea despre Dumnezeu? Cum îl văd pe Dumnezeu în momentul acel? Dar Dumnezeu avea ceva mai bun pentru Moise și de aceea nu a răspuns rugăciunea aceea. Și asta mie îmi dă foarte mult curaj, speranță, că dacă Domnul răspunde într-un alt fel, eu nu pot decât să mă supun voinței Lui. Un alt psalm, Psalmul 73, este foarte mult discutat și aș vrea ca să zăbovim un pic asupra lui. Psalmistul Asaf descrie o imagine pe care o întâlnim des în zilele noastre și suntem tentați ca să gândim și noi ca și Asaf.
de modul cum procedează Dumnezeu cu noi și cum procedează Dumnezeu și cu ceilalți oameni care îl sfidează. Și iată ce spune Asaf. Zice, că mă uitam cu jin la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte, trupul este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințele omene și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. Li se bulbucă ochii de grăsime și au mai mult decât le-ar dori inima. Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și își măresc bogățiile. Degeaba dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețele sunt pedepsit. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost truda până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Este un psalm care, așa cum spunea, este foarte mult discutat chiar și de cunoscătorii Bibliei, pentru că întâlnim în rândurile noastre oameni la care te aștepți ca să le meargă rău și le merge foarte bine și tu care ești într-o relație strânsă cu Dumnezeu, vezi că, uite, nu merge bine. Care este imaginea psalmistului despre sanctuar și ce înțelegem noi despre sanctuar? Eu aș vrea să spun faptul că acest psalm evidențiază faptul că sunt încă relevanți psalmii, pentru că această imagine o întâlnim și astăzi. Exact. Ce a fost pe vremea lui David, Solomon și toți după ei și înaintea lor, se întâmplă astăzi, pentru că sunt aceleași reguli cumva pe care le are lumea. Oamenilor răi le merge bine pentru că ei nu sunt în niciun conflict, dar celor care sunt într-un conflict cu, dacă acceptăm faptul că sunt doi stăpâni pe lumea asta, evident că ceilalți vor avea probleme, vor avea bețe în roate, vor se frumune cum s-a întâmplat și cazul lui Iov. Și atunci rezolvarea totuși acestei frustrări, pentru că este o frustrare a lui Asaf, putem să spunem despre asta, că nu s-a investat frustrarea în secolul XIX, era de mult. Nu era, da? Exact. Se rezolvă când tragi linie, când Dumnezeu aplică judecata de care spuneam și când se trage linie sau când intri în sanctuar, atunci acolo unde tu ai un mijlocitor pe care Dumnezeu ți l-a trimis pe pământ și care te are în registrul lui ca un avocat, da? Ești, să zicem, putem să parafrazăm sau să extrapolăm, un avocat, da? Ești clientul lui, da? El te apără, atunci vezi diferența între tine și ceilalți. Ceilalți care nu au pentru că n-au vrut. Și atunci se rezolvă acest conflict la final, dar până atunci este o viață pe care trebuie să o trăiești, să dovedești faptul că slujești un anumit stăpân. Exact. Putem să luăm sanctuarul ca un loc sigur, ca un loc safe, în care tu poți să stai cu Dumnezeu. Cei care, dacă ne luăm, de exemplu, pilda celui care a rodit țarina și peste noapte spunea și îmi voi crește, îmi voi mări hambarele și voi avea și mai mult, și mai mult, și mai mult, și noaptea aceea a venit judecata. Pentru cei care, dintre noi, care se confruntă cu frământările astea, mi-aș dori să citesc versetele de la 21 la 28, care spun așa. Când mi se amăra inima din cauza lucrurilor acestuia și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată. Eram ca un dobitoc înainte. Ne aducem aminte cine a fost comparat cu un dobitoc? Nebucadnețar. Bun. Însă eu sunt întotdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Tu mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Pe cine altul să cere în afară de tine? Și pe pământ nu găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Carnea și inima pot să mi se prăpătească, fiindcă Dumnezeu va fi purul stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Căci iată că cei ce se depărtează de tine pierd. Tu nimicești pe tot cei ce sunt necredincioși. Cât despre mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeul meu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc lucrările tale. După cum spunea și Adi în studiul trecut, cei care cărora le merge bine în ziua de astăzi și nu sunt predați Domnului, pentru că sunt și oameni care le merge bine și sunt predați Domnului și ajută, dar cei care nu sunt predați Domnului își primesc răsplata deja aici. Cum era în pilda cu Lazar
și cu omul bogat. Exact. Cei care își aduc un trai, să zicem, de plin și împlinit aici, dar nu au o relație cu Dumnezeu și a primit deja răsplata aici. Pe când răsplata noastră, spune aici psalmistul, și carnea și inima pot să mi se prăpătească, fiindcă Dumnezeu va fi purul și stânca inimii mele și partea mea de moștenire. Să ne facem parte de moștenire cerul și relațiile pe care le avem cu Dumnezeu și relațiile cu unii cu ceilalți, încercând să avem, fără să știrbim altora, și cât se poate să putem să ajutăm și pe ceilalți din binecuvântările pe care le-am primit noi, și în felul acesta vom avea ca parte de moștenire pe Dumnezeu. Poate că ne ajută și faptul că ar trebui să nu ne focusăm pe cum le merge altora, că toate le merg bine, nu știu ce și de așa. Noi, important ar fi să ne focusăm pe relația noastră cu Dumnezeu și să acceptăm tot ce vine, pentru că este spre binele nostru veșnic. Și când vorbim despre sanctuar, ne referim la casa Domnului, ne referim la un loc anume, sau sanctuarul este ceva mai personal? Cum vedeți voi? Pe de o parte, cum ai putea să-L limitezi pe un Dumnezeu care are ca așternutul picioarele Lui pământul și umblă pe nori, să-L limitezi într-o anumită casă? Dumnezeu își ia timp, pe de altă parte, să fie cu fiecare dintre noi. Spune, unde sunt doi sau trei și să roagă numele meu, sau atunci când tu ai o cerere... Inima zdrobită, cu cei cu inima zdrobită. Ești cu inima zdrobită, sau când tu vrei să faci o rugăciune... Du-te în cămăruța ta, închide ușa după tine în cuie și roagă-te și acolo Dumnezeu este cu tine. Ce e atât de frumos că e un Dumnezeu care nu poate fi limitat de absolut nimic din lumea noastră fizică, cu toate că tocmai legile fizice El le ține în picioare și le lasă să se dezvolte și să-și facă treaba lor, își ia timp să lucreze și să vorbească cu fiecare dintre noi în cămăruța noastră în momentul în care trecem prin încercări. Și cred că asta e cel mai important lucru. Spune cineva că chiar dacă nu aș... era, cred că, o poveste cu un împărat persan care se îmbrăca în haine de om de rând. Să meargă să cunoască pe cei din împărăția lui. Și s-a împrietenit cu un om. Și tot vorbeau împreună, tot discutau împreună, mâncau împreună din mâncarea omului sărac. Și când s-a dezvăluit a fiind împăratul, a zis... Ce vrei să-ți dau? Spune-mi orice să-ți dau și îți dau, pentru că mi-ai fost un prieten bun și m-ai sfătuit în multe lucruri și ești un om valoros. La care omul respectiv spune, da, ce ar putea să ceri mai mult decât faptul că ți-am câștigat prietenia? Și cred că asta ar fi lucru pe care ar trebui să ne concentrăm cel mai mult, prietenia și relația cu Dumnezeu și cu ceilalți. Vă mulțumesc foarte mult și cred că ajută aceste răspunsuri, mai ales că fiecare dintre noi cred că am avut faze în viață când am trecut prin încercări și poate că am fost tentați ca să întrebăm de ce mie. Și mie psalmul acesta mi-aduce de asemenea liniște. Știu că Dumnezeu nu scapă nimic de sub control și când intri în sanctuar și vezi sfârșitul celor nelegiuiți, prefer ca să treci prin încercare, dar să treci cu Dumnezeu. Și așa cum spuneam, Dumnezeu nu ne-a promis că nu vom trece prin încercări, ci El ne-a promis că El va fi cu noi în încercare. Este lucru. Spune, nu te rog să iei din lume, să-i ferești de cel rău. Exact, exact. Vă mulțumesc cu toată inima pentru răspunsurile voastre și vă aștept cu drag și în alte emisiuni. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și cred că studiul acesta v-a adus răspunsul la unele întrebări care poate v-au preocupat. Pentru săptămâna care stă în fața noastră, provocarea este ca să îl rugăm pe Dumnezeu să ne păstreze relația aceasta cu El și să ne apropiem mai mult de El. Să ne luăm timp de studiu, de rugăciune și să-L cunoaștem mai mult. Vă doresc o săptămână frumoasă și binecuvântată. La revedere!